Da, mergem la Hermașat cu gândul de a face un meci bun, să încercăm să luăm maxim de acolo. Adică chiar dacă mergem cu o echipă în care ne lipsesc foarte mulți jucători, nu că ar fi intrat în vacanță și nu ne mai interesează meciul, chiar dacă pentru noi nu are miză meciul de la Hermașat, trebuie să respectăm competiția și să jucăm, pentru că încă se mai joacă locul 2. Chiar dacă Hermașta nu sunt încă matematic, au prima șansă, mai au meciul de jucat cu noi. Sunt mulți jucători indisponibili, nu-i menajăm, asta e situația, pentru că și la meciul cu Slobozia, tot așa am jucat cu multe improvizații, pentru că au fost accidentați și cu Slobozia era un meci în care aveam nevoie de cele 3 puncte, așa că nu o să fie ușor, dar mergem să scoatem cât mai mult de acolo. Te gândești să mai debutezi un junior și la acest meci? Da, mă gândesc. Juniorii care mai avem în lot, care se antrenează cu noi, să debuteze și ei în funcție de cum o să decurgă meciul și scorul, dacă avem posibilitatea, încercăm să mai debutăm. Este Steaua pregătită pentru meciul de baraj cu Chindia sau Dinamo? Cine va juca? La momentul ăsta putem spune acum că nu suntem foarte pregătiți din cauza jucătorilor care sunt accidentați, dar sperăm să-și revină până la primul meci, care am înțeles că ar fi pe 22. Sperăm să-i recuperăm pe toți și să încercăm să promovăm dacă ajungem la baraj, dar poate ar trebui să fim anunțați mai repede, pentru că e important și pentru noi și pentru echipa cu care o să jucăm. Așa e normal, să știi o săptămână, două înainte să te pregătești, să studiezi adversarul, să vezi. Așa e normal, nu știu, ori e albă, ori e neagră. Asta e. Pentru că încă suntem așa, nu știm sigur ce se va întâmpla, la ce spune acum. Nici că nu jucăm, nici că jucăm. E acolo undeva la mijloc și până la urmă cred că ar trebui să se ia o decizie cât mai repede.